Fiorella, cu ce te deranja Bianca, pe scurt? A, cu multe altele de când am început emisiunea, dar cel mai mult m-a deranjat ceea ce a spus Siminei. În legătură cu Ștefan. Aha. Și oricum nu le cunoaște. Da. Marina, cu ce te deranja Bianca? Mai tare, atunci, că nu te-au nici eu, că sunt lângă tine. Dar rău, imaginează-ți rău, da? Rău. Și ce înseamnă rău? Ce? Așa a întrebat Andreea, ce rău ți-am făcut? Spune rău. Da, nu m-a afectat în mod personal nimic. Doai, frate, că s-a dus cu Daniel la camera roșie și așa și că m-am fost puțin geloasă, nu mai cum i-a făcut rău la Luca. Asta nu se numește rău. Tu știi ce înseamnă să faci rău la un om? Tu știi mai bine? Nu am zis că mi-a făcut rău. Dar mă, vot fulger. Păi am spus de 10 ori. Cui nu-i convine, frate, ce răzi vot fulger, se organizează vot fulger. Roxana, ce rău ți-a făcut Bianca? Multe. Pe scurt. M-am anumite chestii cu None, când eram noi niște tangențe, și fazele alea două cu Andy. Bine, o fază când a dansat m-a deranjat, dar că a ieșit de la date nu m-a deranjat, că i-am zis, du-te, iubirea mea. Atât. Și așa grav e încât să nu poți să treci cu vederea? Nu vorbesc cu tine. Eu am zis ce m-a deranjat atât, mai departe nu mai am să mai discut. Simina, ce rău ți-a făcut Bianca? Pe mine m-a deranjat că la început s-a dat prietenă cu mine. Deci în fiecare zi încerca să afle chestii despre mine. Eu sunt foarte sinceră și povesteam tot. Și nu aveam nimic de ascuns. Printre care și sărutul cu Ricardo. Nu, asta nu. Iar ea a văzut că în gală i-a mers treaba cu Ricardo, că am zis eu ceva, n-am vrut să recunosc pentru ca să nu îi fac rău lui Ricardo, că este prieten cu mine. Și a văzut că a mers asta și că toată lumea mă consideră mincinoasă și a venit cu altă afirmație. Și m-a deranjat că nu este sinceră. Ea nu recunoaște nici ce zice ea. Și mă deranjează că, uite, și acum n-am băgat-o în seamă, nu nimic, și așa zice, ești o proastă. Serios? De ce? Ți-am spus de ce. Păi de ce nu faci proastă? Pentru că te-ai băgat într-o situație în care nu avea nicio legătură și mai făcut falsă, mă uit, că joc teatru. O să mă uit special la emisiune și o să-ți demonstrez că a fost după ce m-ai făcut proastă. Am zis că ele stăteau acolo și ziceau, nu știi să jucați, hai să vă învăț, te uiți în ochii lui și nu știu ce. Păi asta înseamnă că tu știi să joci teatru, ele nu se pricep la asta. Și tu de fiecare dată când eu am zis că îl chem pe Mădălin la camera și pentru televizor. Acum, da, ca să mă enervez pe mine. Dacă spuneai, da, îmi place de Mădălin și vreau să-l cunosc pe Mădălin, era cu totul altceva. Nu era să-l chem pe Mădălin la camera roșie. Dar de ce crezi că totul se învârte în jurul tău? Dar nu era vorba de asta. De ce crezi că totul e făcut? Dar nu era vorba de asta. Ce treabă cu tine? Hai să zic ceva. Eu de când am vorbit cu Mădălin pe hol și mi-a zis anumite lucruri, de atunci mi-am dat seama că da, omul are dreptate și atunci când vreau să zic ceva și simt să zic ceva sincer și adevărul, să-l zic cum cât pot eu de tare și fără să-mi fie frică de nimica. Că plec sâmbătă, că nu plec, trebuie să fiu eu întotdeauna. Și m-a ajutat și de aceea am vrut să mai vorbesc cu el și să mă ajute în continuare. Da. Foarte frumos. Da. Bravo, bravo. Da. Andreea, ce rău ți-a făcut Bianca? În afară că i-a zis lui Mădălin la primul date de acele poze și mi-a trădat oarecum încrederea și nu a recunoscut, nu a fost sinceră cu mine că îi plăcea de el. Nimic altceva rău. Și că e mirosa Adidas. Și pot să mai spun ce rău i-a făcut? Eu i-am povestit Biancăi de treaba cu întâlnirea Andrei și a zis, te rog frumos să nu spui, să nu afle nimeni. Și l-a sunat și următoarele... spus lui Adrian. Nu i-am spus lui Adrian. Adrian a recunoscut că nu i-a spus. Mădălin, poate să confirme că tu l-ai sunat în seara în care ți-am spus tot ce ți-am spus eu. Da, și tu ai spus un lucru, înseamnă și tu ești rea și pe tine rea. Pe tine rea Bianca, că am avut încredere în ea. M-a făcut să am încredere în ea, sincer. Chiar m-a făcut să am încredere și am zis... Păi nu, dar tu ne povesteai... Dar tu povestești tot noi cu încredere. Tu ne povesteai toate aventurile tale, ne povesteai la toate fetele. Da, asta nu e vorba de încredere. Simina nu e care încredere. Simina... Păi oricum spune. Simina e sinceră și spune în față și nu îi pasă că se supără X, că se supără Y. Ea spune tot ce aude și tot ce simte să spună. Bine, suficient. M-ați lămurit și pentru astăzi. Exact. La revedere nu, și vouă, dar și telespectatorilor. Ne vedem mâine păi de la ora 11. Păi pupăm pe toți. Nu. Pentru că am da, dar...
Citează-ți. Nu, dar vreau să îți scot în evidență ce povestesc eu. Păi da, dar sunt un pic așa mai de râs. Păi da, ia asta, eu în cameră la ele, doar nu am povestit ce voiam să povestesc în emisiune, ce am făcut eu, ce am făcut, dar ea asta vreau să zic, ai ce că a făcut Simina, că ea nu a făcut, la 19 ani, eu am făcut mai mult ca mine. La 19 ani, eu când aveam 19 ani, nu aș fi povestit eu la nimic, că mi s-ar fi întâmplat să mă trezesc dimineața. Nu e normal să vii la noi. M-a trezit cu tine în pat, stai să văd, îmi place de tine, dar am dormit cu tine, nu? Și mai ales că nu a dormit doar, că mi-a zis că nu doar au dormit și la 19 ani. Ce? Am 25 de ani și mi s-a întâmplat așa să mă trezesc. Ce vorbești acum? Că stă de aici și mi-ai povestit tu că te-ai îndrăgostit cu unul, abia cu unul din cortul cu el. Păi, mă, fată, știi ce e normal acum? Pentru că de ce nu mi-ai spus lucrul ăla atunci? A trebuit să te ceri cu mine să-mi spui acum? La fel cum ai făcut și tu. Poftim? La fel cum faci și cum ai făcut și tu. Păi nu ți-am zis tu. Că ești... Și zici de la Luca că e cea mai rea și că e mai rea decât Adrian. Da, dacă n-ai bătut la ușă să te primească în cameră, ți-a deschis ușa și te-a primit în cameră. Ea m-a primit pe mine? Da. Era necesar. Nu era necesar. Ba da, putea... era necesar. Păi cum adică? Dar ce, e camera ta? Da. Camera ta și nu știu eu, e camera da, voastră, frate. Puteai să rămâi acolo. Așa, exact. Și noi te-am deschis. Nu cred că ești mai rea. Și unde e vina mea aici? Cu ce zrea? Că am zis ceea ce am simțit, de aia zrea. Aoleu, ce nervi îmi faci. Foarte, foarte important. Hai că am eu de zis o bombă. Am să spun o bombă. Da? O să vezi. O să rămâi mască. Uite cum ai zis tu că... să fiu cu Ștefan, nu știu ce. Ai zis că nu, nu știu ce. După aia zis, da, am zis. După aia cu Bogdan, când a zis că tu ai zis că vă stă bine unul lângă altul. N-ai vrut să recunoști, a venit omul aici, te-ai uitat în ochii. Păi tu n-ai înțeles că el n-a înțeles? Dar puteai din prima să zici, da, am zis. Dar nu, am zis că vreau cuplu cu el, nu se înțelege asta românește. Asta am înțeles, dar tu când i-ai întrebat, Andreea, nu ai zis asta. Păi nu s-a înțeles că nu vreau cuplu cu el. În mașină a zis Raluca, bă, hai să... Trecem peste, am recunoscut și eu, m-a înțeles, nu știu ce, și a zis Raluca, care e cea mai rea din casă, mai rea și decât Adrian, a zis, hai să punem toate mâna și să ne împăcăm și să ne înțelegem. No! Eu nu vreau cu ea, mă, când a fost vorba, a zis, hai să vă fac cinste, mergem la restaurant, că am câștigat, nu știu ce, și a zis, Roxana, vin și eu. Da, bine, nu mai fac niciun cinste, nu mai vin. Unul la mână, noi când am bătut palma... Și să fie toată lumea atentă. Când am bătut palma, am spus ce se întâmplă afară, rămâne afară. Tu că ne împăcăm, că e imposibil să mă împac eu poate cu ea sau cu ea sau cu ea sau cu ea. Bine că nu te-am ascultat de la să început. Voi, bine clar. Că la început am stat și te-am auzit și mi-e și așa și despre Ștefan și despre Jado și despre toată lumea și despre fete. Eu niciodată nu m-am dus să le spun lor ce vorbești tu de ele sau ele de tine. De ce ți-am vorbit eu de ele? Nu ai vorbit de ele, așa-i? De ce ne-am vorbit eu? De Pluși și de Raluca. Normal că am vorbit. Da. Ce-am zis? N-ai zis nimica. Ce-am zis, mă? Bă, eu nu vreau să mă bag. Vreau să stai cu ele în cameră și uite, eu, pentru că sunt mai deșteaptă decât tine și că nu vreau să fiu nesimțită, hai, eu zim, nu le-am spus. Curioasă. Nu vreau, serios. Dar zim, că și auzi de tine. Zim, acum hai să zicem totul pe față, da, dar până acolo. Da, să avem sânge. Zim. Nu, Simina, am încetat cu prostiile astea. Eu v-am zis și vouă, v-am zis de atâtea ori. Orice îmi ziceți voi, nu o să-i spun Bianca. Tot ce îmi spune Bianca despre voi, nu o să vă spun. Pentru că stați în aceeași cameră și nu ca o să vă certați. Nu mă interesează să fac asta. Dar pe oricum e... Doar că stați liniștite, că nu degeaba mă chema jos la recepție. Vorbești serios? Tu mă chemai pe mine pentru că nu vrei să intri în cameră. Da, o singură dată după gala recunosc Raluca, eu am chemat-o pentru că m-a deranjat. Da, știu, și de câte ori am ieșit noi la recepție? Și înainte n-am mai coborât jos la recepție. Știu că după aceea a fost chestia aia, că te-am acuzat cu Adrian, nu știu ce a fost, care a fost treaba. Știu asta, știu. Da, de m-a de am întrebat pe Ricardo că de ce ai plâns. Că ea, și am zis că eu nu mă duc dacă plângi, te las da, pe Da, știu, mea. Știu. Și de asta m-a deranjat și ți-am recunoscut și ție. De fiecare dată când m-a deranjat ceva la tine, nu ți-am zis în cameră la tine, pe da. Pat. Tot timpul ți-am zis. Și la fel vreau să-mi spuneți și voi. În sandale. Să spun și o Simina ce gândesc. Sunt foarte obosită. Și eu, și v-aș vrea să încetați. Și dacă continuăm așa, nu mai te. Da, dar mă enervează când ea zice ceva, Doamne ferește. Când dar tu mă enervezi pe mine? Tu crezi că mie nu mi s-au ridicat toate
Păi văd. Păi vezi. Păi continui să-i mâiei la mișto, înțelegi? Asta mă deranjează. Ori vorbești frumos cu mine, cine și vorbesc frumos cu tine. Cine a început astăzi, Bianca? Eu? Păi cum adică cine a început? Tu! O să ne uităm la uite, hai să luăm de mâine altfel, da? Tu mâine nu mă bagi seama pe mine. Dar de rău. Tu nu-mi pui mie ce să fac. Păi uite, vezi unde e răutatea, că spun. Cum tu astăzi te-ai băgat în seamă și ai fost să mă faci proastă fără niciun tu motiv. Tu te-ai băgat în seamă. Bine, o să ne uităm, uite, îți promit că o să coborăm la recepție împreună când va apărea emisiunea și ne uităm împreună tu la emisiunea. Tu te-ai băgat în seamă cu mine astăzi, că n-aveam motiv să te fac proastă. Bine. Degeaba. Ce tu te-ai băgat în seamă cu mine. Nu, m-a făcut proastă, recunosc. Azi am făcut proastă cu motiv anul. Deci m-a făcut proastă, a stat așa cu plus și am văzut că m-a făcut proastă în tăcut. Și după a zis că nu știu ce, v-a spus și voi acolo, știi? Băi, nene, ai zis că te-a făcut proastă cu motiv, cu ce motiv? Păi asta ți explic, dar ea zice că eu am zis că ea știe să joace teatru înainte să mă facă proastă. Dar eu am zis după ce m-a făcut proastă, că m-a deranjat și de aceea m-am luat și eu de ea. Dar o să-i demonstrez prin emisiune. Nu, hai să vezi astăzi că tu ai început totul cu mine. Bine. Că eu nu te făceam eu pe tine bine, proastă și degeaba. Dacă ai zis că știi să joci teatru, nu trebuie să mă faci proastă? Da. Pentru că te-ai băgat într-o situație în care nu aveai încredere. Da, ce te bagi, că te bagi peste tot, chiar dacă nu e vorba despre tine, mă, fată. Peste tot te bagi, că nu ești tu, că ești tu, te bagi tu ca musca în lapte, peste tot. Tu ca ce te bagi din seamă? Că vreau. E, că vrei. Bine, ce să faci altceva? Dar nu, când eu te bagi pe care mă bag, asta o să mă bag de fiecare dată în discuția ei, ca să vadă cum este, să nu mă mai suporte deloc. Nu, o să mă bag și eu când discută cu None, când discută cu Alex, cu Andy, o să mă bag și eu să țin tot în contra ei și adevărul că doar nici ea nu o să inventeze și o să facă pe ea. Vreau să zic o vorbă, dar te jignesc dacă o zic. Da. Vrei să te zic? Nu, că răzbunarea știu. Răzbunarea arma prostului. Știu, și dar faci vreau că stau aici, nu mă interesează că stau, o să o fac și pe ea să se simtă cum vă simțiți voi de fiecare dată când se bagă peste voi. Tu pe mine? Dar văd că te afectează și aici că te enervezi, înseamnă că îmi reușește. Păi mă enervez că ești aici, prin simpla prezență, atât. A, da? Da. Păi vezi că se adeverește ce am zis eu în gală, că mi-ai zis tu mie, ai grijă că o să pleci. Uite că n-am plecat. Păi vezi, ce tu mai n-ai zis că te deranjează că sunt eu. Când ți-am zis eu, mă, ție, că o să pleci? Nu mi-ai zis, Bianca. Când ți-am zis eu, mă, că o să pleci, mă, fată? Tu ești... Pe ce planetă ești? Dacă noi în gală eram prietene. Uite-te și acum ai zis, în gală n-am fost nicio prietenă cu tine. Noi eram în gală prietene? În gală asta de acum. Păi și cum să pleci în gală asta, că tu erai favorită? Înainte de gală, înainte să aflăm vineri, înainte să intrăm vineri în emisiune, asta mi-ai spus. Că o să pleci? Da. Dar ce sunt eu, Baba Vanga? Da. Și ai zis că eu sunt protejată. None. Dar nu mai insist pe subiectul ăsta, că nu mai pot. Nu mai pot, chiar mai pot. Mai înainte ai zis că te deranjez că sunt aici. Băleu, Anielo, toarce-te. Măcar cum ar fi Aniela... să fie și Aniela și Simina? Tare, rău, de aia, lasă-mă că ce despsic. Dacă îi te aducem o fată înapoi, Aniela. O aduce pe Aniela. Mulțumim! Faci glumentul din ăsta cu acum! Băi! 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 Ce-a vrut, mă, frate? Băi! Te d-o penușile ăștia! A doua oară te d-o penușile ăștia! Mamă! Din păcate, știți că dacă intru în această casă, da, cu aceste cartonașe, le și dați. O să le dau.